Luni vremea a fost mai caldă decât în mod normal, această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul s-a arătat temporar noros și a plouat pe arii relativ extinse în regiunile vestice, sudvestice, centrale, precum și în zonele montane. Izolat, cantitățile de apă au depășit 15 litri pe metru pătrat. La Giurgiu -Giu, vremea a fost mai mult caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Cerul a fost temporar noros, iar seara și noaptea trecător a plouat slab. Temperatura maximă înregistrată pentru această zi s-a situat în jurul valorii de 23 de grade Celsius. În restul țării, aversele vor fi pe spații mici, seara și noaptea, iar vântul va sufla la până la moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 18 grade în dealurile de vest și 25 de grade în Bărăgan, Podișul Dobrogei și al Moldovei. Și marți, valorile termice vor fi în continuare ușor mai ridicate decât mediile climatologice specifice primei decade a lunii octombrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros și va ploa pe arii restrânse în estul și în sud-estul teritoriului, precum și la munte și izolat în rest. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, iar cele minime între 7 grade în depresiune. Carpaților Orientali și 15 grade pe litoral. De miercuri, vremea intră într-un proces de răcire continuă, iar ploile vor fi însemnate cantitativ. Maximele nu vor mai depăși 13-14 grade Celsius.